Bun, înainte să înceapă episodul 12 din Skyden, vreau să vă prezint canalul lui Naughty. Face speed art-uri și de curând a început și o serie cu Call of Duty Black Ops 2. Dacă vreți să intrați la el pe canal să urmăriți videoclipurile lui și să-l ajutați cu un subscribe, eu vă las canalul său în descriere. Și bun, acum vă las să urmăriți episodul 12 din Skyden. Vizionare. Salutare, Delor, eu sunt Pepper și bine v-am regăsit la un nou episod din Skyden, episodul 12 mai exact. Înainte să începem treaba pe mapă, vreau să vă rog frumos să apăsați butonul de like, pentru că mă ajută și pe mine și dă bine așa la work, bate la work, știi? Ok, uite, vezi, off-camera am mai extins ferma de cactus și am mai lucra puțin la mapă să arate mai frumos, după cum vedeți. S-a spunat și o găină, auzi, o oaie. Și uite, de-aia n-am mai postat vreo 2-3 zile, pentru că am așteptat să crească iarbă aici. Am plantat niște copaci, nu de alta, dar să arate mai bine. Să arate mai bine așa mapa, să nu fie doar piatră, stone slab și de-astea. Pentru că ar fi arătat urât. Ok, haideți să mergem în Nether, să luăm blocul ăla roșu, pentru că voi ați spus să-l iau de acolo și să-l pun pe spawnerul nostru. Probabil că ăla spawnează blaze rodurile. Și așa, uite, off-camera mai făcut rost și de jobul ăsta. Sugarcane mi-a spus că acolo e Fritz la intrare și pot să vorbesc cu el, deci ăla dă gold nuggeturi. Și Sugarcane, ne, o să facem rost foarte repede, doar că îmi trebuie mai mult cactus. În rest, potato și carrots am. Sper doar să nu mă omoare iară pigmenii, pentru că noi am lovit, dar au început să dea mine. Foarte ciudat, nu? Probabil că dacă l-arunc pe vreunul, neintenționat, poate dacă îl împing așa, uite. Vezi? Dacă îl împing, cred, și cade unul. Probabil ăștia zic că e vina mea și chestii de-astea. A, uite, s-a mai făcut. Dă-le încolo, am pierdut tot charcoal-ul. Am avut nevoie de foarte mult. Mă rog. Hai să mergem să luăm niște chestii de la friți și niște semințe de-alea pentru, cum îi spune, pentru dovleac. De la Herbalist. Am uitat că puteam să iau și de la el, deci ia, friți. Deci, de la asta luăm gold nuggeturi, dacă îi dăm. Aia, o să pot lua o grămadă de nuggeturi, mai ales cu wheat-ul sau, nu știu, cu gunpowder, am o grămadă de gunpowder. De la ăsta știe doar să zică blob. Ăsta, carefully don't fall. Herbalist, ia să vedem. I need some farming supplies. Pumpkin seeds, da. Uite că mi-a dat mai mult, mi-a mai dat încă un job. Pumpkins. Deci trebuie să dau 4 mere, 5 trandafiri și 10 flori. Să știi că nu e chiar așa de greu. Ia să mergem noi frumos acolo la acolo unde sunt copacii și să dăm cu bone meal pe iarbă ca să crească flori și aiurea că o să trească să tai copacii. Da, nu-i tai pe ăștia, o să pun, o să dau O să pun, o să dau, o să pun. O să pun pe niște dirt alți copăcei și o să-i cresc, să vedem. Bun, ia să vedem, aici niște trandafiri. Uite, oaia s-a ascuns. Dă-te, mă, oaio, că nu. Știi ce? Dă-te, dracu, de aici, că nu m-a ajuns deloc. Ok, ăla vrea 10 flori de-astea galbene și 5 trandafiri. Păi, uite, de-astea galbene deocamdată avem 3. Ia să mai mergem și pe ei să vedem. Uite, așa, intrăm forțat. Trandafiri avem 3 și 4 flori. Uite, vă că nu mai e nimic aici. Mergem așa mai întâi să vedem de unde putem lua și dacă e mai punem noi bone meal pe aici și o să crească. Așa, uite. 8 flori. E bine. Mă duc să iau acum bone meal-ul. Dacă mai avem și văd că avem, nu așa de mult, dar totuși. Stai să luăm toate astea de aici.
Bun. Haide, mă, numai iarbă. Cine are nevoie de atâta iarbă? Adică, bine, știu, arată frumos, dar... Trandafir, o floare... Bun, deci mai îmi trebuie... Flex seeds. Indigo. Mai trebuie doar un trandafir, mă. Doar un trandafir, am zis. Am nevoie de un trandafir. Uite-l, în sfârșit. Bun, haideți să le așez aici. Astea, de astea n-am nevoie. Uite, le punem așa. 5 trandafiri. 10 flori din astea. Uite, de semințe am nevoie, așa că o să le pun aici. În schimb, asta o să o arunc. Așa. Perfect. Ah, da, acum e perfect. Ce mai vreau să fac? Ia să vedem. Deci, mai am nevoie de 4 mere. Așa, stai. Ce mai trebuia să am? Uite, bone meal am. Să iau niște dirt. Să iau și niște sapling-uri. Perfect. Haideți să vedem, uite, facem așa cum a zis voi. Că uite că fix 6 din astea am. Am și 7 bone meal. Ar trebui să cadă 4 mere de aici, adică... stai să-mi fac un târnăcoperă, să zic, un potor. Bun. 3 cobblestone și 2 bețe. Ok, haide mai întâi să dormim și după aia... Deci uite-te și tu de câte ori am încercat să trec de pigmenia aia și n-am reușit. Chiar răi. Așa. Bun, și când m-am dus, off-camera, să iau blocul ăla roșu din Nether, de acolo de unde se spunează blaze-urile, de fapt. Culmea, a apărut un liac roșu și m-a aruncat. What the fuck, se numea ceva de genul Fire Bat. De ce am făcut, mă, pickaxe? Ne, haideți să zicem că e bun. Așa, oricum mă lase strica. Dar eu aveam nevoie de X. Ok. Da, și voi mă întrebați mai mulți, dar de ce nu mai pun Shader City? Păi, construcțiile alea sunt vechi și sunt cam urâte, știa? O să încep cu sezonul 2. Nu știu, poate... Peste o lună, două, trei, chiar nu știu, dar o să încep și sezonul 2, stați liniștiți. Dar altă dată, hai mă, uite, de aici ar trebui să pice cel puțin, uite, un măr. Exact, cel puțin un măr a picat. O grămadă sapling-uri de care nu prea am nevoie, dar hai să zicem. Mere, mă, dați-mi mere. Sau dacă mă oceam la herbalist, poate de la el puteam să iau mere, poate el dădea, dar nu cred. Bun, am văzut că ați votat foarte mulți prototype, cred că vreo 80 de voturi, dacă m-am uitat eu bine ultima oară. Da, uite, o să filmez mai multe videoclipuri cu prototype, le randez ca să am multe videoclipuri randate, filmate, tăcând. În caz că o să fie zile în care nu se pot filma, să am deja ce pot posta, pentru că, na, eu sunt mai vigilent, așa. Cred. Ok, uite, mă, nimic, serios, chiar nimic. Bine, dacă aveam ce? Cred că am, nu, n-am farfeca, am flint în stil. Dar farfeca nu m-a ajutat cu nimic, decât luam frunzele de aici, altceva. A, uite, 2 mere. Este, mă, cred că mai aveam eu niște mere pe aici. Ia, uite-te și tu câte mere. Doamne, mă rog. Așa. Aveam aici o grămadă mere, dar nu m-am uitat. Mă rog, haide că am făcut mai mult lemn și nu-i problemă. E bine că l-avem aici totuși. Așa. Perfect. Haideți să mergem la herbalist și să ne luăm dovlecei, să ne luăm semințele pentru dovleci. Cred că am făcut eu pe undeva pe acolo off-camera o fermă gata. Pregătită doar să punem semințele de pumpkin, pentru că, bineînțeles, tocmai de aia n-am postat câteva zile, pentru că a trebuit să pun și walking de cei drept, dar a trebuit să mai și completez pe aici. Pumpkin seeds. Mă, deci eu ți-am dat ție 5 mere și nu-mi dai mie numai o amărâtă de sămânță? Hai să fim serioși.
Mă rog, decât deloc. Și stai că noi am dat numai 5 mere, am dat și flori. Eu cred că ăla e român, mă, herbalistul ăla, că e cam chitros așa. Să știi. Ați văzut și voi acum peste tot, se vorbește că a fost Messi în România și da, chiar a fost că n-a jucat România cu Argentina. Fotbal, evident, și că a vomitat pe teren. Acum n-a ieșit el om, ce vrei, e, chiar dacă e Messi, e om, nu e, nu știu, mai am eu bone meal? Nu cred că mai am. E și el om, totuși nu e robot. Chiar dacă e foarte bun, e om, totuși. Și s-a vorbit despre de ce i s-a făcut rău pe teren. Păi el și colegii lui, nu numai el, beau niște băuturi, nu alcoolice, stați liniștiți, nu cu alcool, dar nu știu, ce aiuri, habar n-am, înainte să intre în meci, probabil chestii naturale, nu energizante, dar care le dau energie și îi ajută la meci. Și probabil s-a făcut rău, na. A, fac, deci nu mai crește așa, ok. Bine, îl lăsăm acolo, nu-i problemă. Așa. Bun, haideți să revenim la ce ne trebuia nouă mai exact, că ne întindem și nu e bine. Bun, deci, nouă ne trebuia sugarcane. Haideți să vedem câte avem, deci avem așa. A, avem un stack de potato, deci ne trebuie 32 de cartofi. 32 de cartofi, parcă. Da, avem 16 carrots, cred. Ia să vedem. Haide, mă. Perfect, 16. Și ce ne mai trebuia? Ia să vedem. 16, apa, nu, uite, 32 de morcovi, da. Da. Și ne mai trebuia 16 cactuși. Ok, haide, cred că, uite, s-au făcut aici câțiva, ce-i drept. Așa. Trebuie să sar pe ei pentru că nu vreau să-i mai pierd. Au. 3 cactus, 5 cactus o să avem. E bine, dar mai îmi trebuie. E nasol că așa dacă dădeam cu bone meal pe ei, creșteau și n-aveam treabă. Totuși, e bine și așa decât deloc. Bun, cactusii. Așa, ce mai aveam de făcut? Fem guide-ul, bine, fem guide-ul, ne trebuie book, hârtie, bineînțeles, ne trebuie sugarcane pentru asta. Ia să vedem noi mai exact ce. Uite aici. Aici e pentru bone. Și aici e pentru sugarcane, bineînțeles, pentru bone, auzi, aici e pentru melon, de fapt pentru pumpkin. Și aici e pentru sugarcane. Prima oară când am venit aici și m-am uitat și am făcut, am zis, bă, am uitat să pun dirt și apă și să dau cu hău pe el. Și am zis, nu, 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 nu. Trebuie să pun sand și apoi să pun sugar-ul. Și apoi o să pun și apă, evident. Bă, ăsta cred că o să las așa doar de decor sau că nu o să mai am mâncare, ceea ce nu prea cred că iau te cât rot înfleșeam. O să-l folosesc să mai fac prăjiturele. Bun. Haideți să mai mergem în Nether, să mai încercăm de câteva ori, pentru că vreau să iau blocul ăla roșu. Chiar sunt curios să văd. Ok. Să văd care e treaba cu el dacă îl pun acolo la spawner. Wow. Uite-i! Doamne! Mă, eu m-aș pune așa puțin pe peaceful, dar nu știu dacă vreți voi. Să mă pun pe peaceful. Uite, haide că mă pun pe peaceful. Asta doar așa să mă duc să iau ăla. Pentru că altfel nu o să reușesc. Că pigmenia mereu găsesc ei ceva să ia de mine, dar nu știu de ce. Care o fi problema lor, chiar nu știu. Da, mă rog, în fine. Să zicem. Așa, uite, nu mai e nimeni aici. Liniște, pace, frumos. Da, doar atâta să fie în Nether, adică mă mir, ar trebui să mai fie și altceva în afară de chestiile astea. În fine. Așa, haideți să. Gata, l-am luat. Acum haideți să mergem înapoi pe.
înapoi în lumea principală, pe Skyden, și să vedem cum stă treaba cu chestia asta. Măi, aș lua ăștia de aici, da, hai, lasă-i acolo, lasă-i acolo ca să fie mai multă lumină. O să facem noi rost deocamdată. Iute, chestiile astea sunt așa de interesante, dacă aș putea pune și eu pe acolo să facem lumină. Mhm. Aici îmi trebuie parcă 12 Ender Eye-uri de alea. O să trebuiască ceva timp să le facem. Inverted Red Lamp. Ok, haideți să ne trecem înapoi pe normal. Deși, da, cred că era pe normal, nu pe hard. Întotdeauna trebuie să țin minte ceea ce fac. Așa. Acum, stai să-mi iau dirt-ul ca să ajung mai repede acolo și să și cobor mai repede. Dirt, ok. Aici s-a mai spunat cineva? Nu, mai. Deși normal abia am dat... Uite, vedeți ce frumos am făcut? Pac! Și așa ajungem la generatorul de cobblestone, care e cam full chestul ăsta. Și cred că, uite, arunc tot de aici. Nu de alta, dar să-și mai continue treaba. Era mișto că aș fi putut să pun double chest sau mai multe gesturi, chiar ar fi fost tare, dar haide să lăsăm așa. Sau poate se poate, dar nu știu eu. Cine știe? Ah, stai. Mă, uite să-l pun acolo sus, dar nu știu sigur dacă merge. Chiar nu știu. Nu știu cum stă treaba, dar vedem noi acum. Perfect, ia să vedem. Haide mă, fă ceva. Nu sta degeaba aici, adică te-am adus în lumea mea și tu nu faci nimic. Wow. A, se aude de la generatorul de cobblestone. Aveam impresia că s-au spawnat niște... de-alea, cum le spunem. Niște blazuri, dar nu cred așa că... Mă, nu știu. L-aș lua și l-aș pune acolo în spawner, chiar în spawner. Dar nu știu, poate face lumină și nu o să se mai spawneze aia. Știi ce? Uite, o să-l păstrez, o să-l țin la mine în inventory. Și chiar vă rog să-mi spuneți voi în comentarii ce trebuie să fac cu el. Pentru că mi-ați spus să-l iau din Nether, dar mi-a spus ce trebuie să fac cu el în lumea asta. Așa că eu chiar vă rog să mă ajutați. Așa. Ah, fuck, nu mai am nici shovel. Se face și întuneric. E bine că astăzi sunt acasă, vineri. Nu merg la școală pentru că ăștia încă dau simulare la BAC și dacă m-aș duce... Nu am face ore, așa că de ce m-aș duce, nu? Și o să mă trezească ăsta din somn, mă, să vezi că e un zombie aici în dreapta. Ia uite-l. Tu... Ciudat. Stai puțin să verific. Așa, gata. De ce mă trezești și mă din somn? Ok. Mă gândesc... când o să am și eu mai mulți tăia pumpkin, mă gândesc să pun așa jack-o-lantern-uri de alea pe aici, așa, să arate mai frumos, să fie și luminat. Că, ui, ce are ăla pe cap? A, perfect, e bine. Mamă, dar tu când ai venit mai aici? Tu vrei să-mi violezi vaca? Vrei să-mi violezi vaca? Uite, ăsta are și armură pe el. Dacă îmi dai și mie puțină armură de la tine, doar puțină. Mi-a dat niște creier. Probabil ce a zis, tu n-ai creier că mă omori, îți dai eu creier. Și vreau să vă întreb, dacă vreți, eu am găsit niște moduri tari, nu mă refer să le pun la Skyden și mă refer așa. Să fac un fel de mod Spotlight, o serie cu moduri în care să vă arăt niște moduri noi, pe care probabil unii dintre voi nu le știți. Și, nu știu, să le fac un review, știi? Ceva de genul. Uite-mă, în sfârșit, primul nostru pumpkin. Mă rog, probabil o să crească. Mă întreb dacă ăsta trebuie să
Să zicem că... Nu, 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 haide să lăsăm așa. Vreau să zic că trebuie să dau cu hău pe el, dar cred că acolo... Piggy Slide! Nu, Piggy! Nu! Uite ce face, mă, porcul ăsta! Și tu faci, mă, parkour pe aici. Ești cascador. Nu, nu! Te rog, nu! Te rog, dă-te jos și vreau să te duc să-ți faci o prietenă! Da, gata. N-a murit. N-o să moară. Vreau să-l duc în cușcă cu vaca. Așa, mă. Treci în cușcă, porcule, ce ești tu, porc. Ia, ce pot să-i dau eu la ăsta ca să... mă rog, atâta timp cât e aici și nu se dă el cascador, e bine. Bun, am mai crescut cactus pe aici? Nu am mai crescut. Ia să vedem, stai să pun toate porcările aici. Uite, astea le las că am nevoie. Așa, oare sabia s-a dus? Cred că da, s-a dus. Dirt-ul să-l pun aici. Pumpkin-ul nu mai am unde, așa că o să-l pun aici. Adică da, e mâncare până la urmă, chiar aici trebuie să-l pun. Avem și un gold nugget. Cred că o să repar bă-ul ăsta sau o să fac eu altor cum. Da, și cu netherwart. Să fac pe undeva pe aici un fel de fermă de netherwart? Sau, nu știu, cum vreți voi. Chiar vă rog să-mi spuneți, să nu uitați să lăsați comentarii în legătură cu blocul ăla, cu lampa aia roșie și cu netherwart-ul. Sau ce să vă mai întreb, nu știu. Cred că în episodul următor o să ne facem și noi în sfârșit ferma de sugarcane și implicit și fem guide-ul. Și pe lângă asta, Rite of Magic, nu știu, e cam greu. E cam greu ăsta. Cam greu job-ul ăsta. Parcă am văzut că Nether acolo mai apare așa cât un guest, dar foarte, foarte greu. Foarte greu. Probabil din cauza aia, probabil aia se spună. Nu știu, acum, mă rog, cum vreți voi. O să pun din nou mapa la download. Probabil vreți și voi să o downloadați și să vă jucați pe ea. O să o pun pe file share pentru că pe Mediafire, nu știu, am eu mici probleme, nu contează. Bun, cam atât din episodul 12 din Skyden. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like și ne revedem în episodul următor. Bye bye!